Bună dimineața, dragilor! Mi-am făcut cafea, am filmat și pentru voi. Am pus marshmallows, mini marshmallows, am unele cu framboaz, cred că zmeură înseamnă framboaz. Sunt cumpărate de la Kick, cred. Nu, sunt cumpărate de la Auchan. Așa arată cafeluța mea. Este destul de întunecat afară, este ceață. Lumina este proastă. Astea sunt condițiile de afară. Mi-am dat aseară cerceii jos pentru că m-am spălat pe cap. Îi aveam și pe măsuță și bine că m-am spălat pe cap pentru că astăzi nu mai avem apă caldă. Este o problemă mare în sectorul 3. Hei, ce să facem? Locuim la capitală. Da, și în timp ce unii muncesc, alții mănâncă toată ziua și dorm. Evident, este vorba despre Kitty. Este seară și e destul de ceață. Mi-am pus muți, m-am înfofolit bine și mă duc la... Ghiciți unde? Mă duc la Lidl. Îmi trimisese Eva zilele trecute niște decorațiuni de Crăciun și le-am văzut și la Cristina Cioabă într-un vlog și atunci mă duc să le iau și eu. Nu mai fusesem de ceva timp la Lidl, dar au o grămadă de produse interesante, aceste coșulețe pentru deserturi, Irish Cream Liqueur, pe care îl am deja acasă, nu l-am cumpărat, aceste paste în trei culori, care ar merita cumpărate doar pentru borcanel, dar nici pe ele nu le-am cumpărat, evident. O grămadă de sortimente de ceaiuri, cu cutii foarte interesante și ele. Ofertă bogată de pește, pentru că în acest post se mănâncă mult pește. Mi-a atras atenția și acest set pentru împachetat cadouri. Am încercat să filmez în cazul în care vreți să vedeți ce conține. Și un calendar advent de la Favorina. Și o grămadă de decorațiuni pentru prăjituri. Treaba asta este foarte interesantă. Și marțipan și o grămadă, dar chiar o grămadă de chestii drăguțe și una mai ochioasă decât cealaltă. Crăciuni, oameni de zăpadă, dar ce am cumpărat o să vedeți abia când ajung acasă. Am reușit. O să vă arăt ce am cumpărat când ajung acasă, că am cumpărat ceva chestii. Și am zis că vă arăt ce am cumpărat și tocmai asta fac acum. N-am mai fost de foarte mult timp la Lidl, de pe 2 noiembrie și s-a trecut mai mult de o lună, mult mai mult de o lună. 242,86 de lei am reușit să strâng în mai nimic și mai deloc, dar am luat chestii drăguțe pe care o să le folosesc nu neapărat în zilele următoare. O să încep cu ele ca de obicei în ordinea de pe bon și avem un detergent pentru rufe colorate, Formil super concentrat, îl folosesc de mult timp, 14,99 lei pentru un litru de produs. Mix de condimente, o bucată 2 lei și, nu, o bucată 9,99 lei. Îmi plac foarte mult condimentele acestea de la cu râșniță în general și ăsta pare să fie interesant, magic dust îi spune. Hehe. Vin sărbătorile, sărbătorile vin, vin și gin și ce mai bea fiecare. Și avem așa ingrediente: sare de mare, ardei gras granulat, usturoi granulat, ghimbir macinat, ardei, iute macinat, aromă de fum, extract de condimente.
Deci, interesant, abia aștept să-l folosesc. Următorul, iaurt de băut cu fructe, o bucată, 2,89 lei. Am găsit varianta cu zmeură, n-am mai luat-o. Asta o să o împart mâine de la micul dejun cu Eva, cu niște covrigei, probabil. Cremă pentru gătit schi. O bucată, 3,49 lei. Nici pe asta n-am mai luat-o. Pare a fi o smântână lichidă, 250 de ml pentru 3,49 lei. Cred că ajungem la preț cam ca... cam la fel ca și cele de la Dorna sau Olympus, pe care le cumpăr de obicei din Auchan. Nu reușesc să înțeleg câtă grăsime are, 7,3% grăsim la 100 de mililitri sau la 100 de grame. Cam grăsuță, nu este grăsuță, mai exista o variantă de culoare portocalie, dacă nu mă înșel, și posibil aceea să aibă mai multă grăsime, dar hei, 7% grăsime pentru o cremă de gătit e puțin. Cea de la Olympus e una care are 15% și pe aceea o aleg. Apoi am luat un păstrăv somonat, 100 de grame, 10,99 lei. Ăsta este pentru sandvișuri cu avocado și cu brânză ricota, pe care n-am găsit-o. Apoi am luat o bucată de filet de somon norvegian. Asta a costat mai multișor, 23 de lei și 99 de bani și are 343 de grame. Să vă uitați pe spatele ambalajului că au trecută și greutatea și prețul, că bănuiesc că nu sunt de aceeași greutate toate. Am mai luat o bucată de ton, un produs sushi, mă rog, tonul cumpăram de obicei de la Metro, dar n-am mai ajuns nici acolo de mult timp. Ăsta a costat 16,78 lei și la fel are prețul pe spate. Kitty, n-avem carne, a venit evident și Kitty, 168 de grame are acesta. Hai, nu pot să o ridic să vă salute că sunt într-o poziție dubioșică. Am un unt acesta de la Pilos, 6,59 lei, cred că a rămas cel mai ieftin unt și ok, urmează să mai fac niște cookies. Și apoi avem diverse sortimente, mascarponele, 6,79 lei. Asta l-am luat pentru creme. Mini fursecuri decorative. Ar putea fi acestea. Le-am luat pe astea în formă de biscuite. Biscuitele acelea vesel. Acestea au costat 4,99 lei. Să vedeți că am luat mai multe chestii de-astea decorative. Cabanon sticks. Ăștia, plăcerea mea, vin în fată de la Lidl cu pasăre și porc. Îi cumpăr aproape de fiecare dată când merg acolo, 6,79 lei. O mozzarella rasă pentru diverse mâncăruri sau omlete, 6,49 lei. Am luat iarăși pentru prima dată non-stick baking spray, adică un spray antiaderent pentru copt. Ăsta a costat 9,99 lei. Ar trebui să ajute tăvile să nu se mai... să nu se lipească prăjiturile sau ce facem, ce coacem. De obicei folosesc hârtie de copt, dar am tot văzut, urmăresc diverse tipe de prin America și ele au tot felul de non-stick baking spray cu cocos, cu diverse minuni. La noi mai greu, dar mă bucur că l-am găsit pe acesta. Apoi, pentru mâine, am luat aceste mini cheesecake-uri cu caramel, cred. Au, cu caramel sărat. Abia aștept să le desfac. Cred că sunt două. Delicately baked vanilla cheesecake on a buttery digestive biscuit based, topped with salted caramel sauce and fudge pieces. Mamă, îmi plouă în gură. Deci avem un cheesecake cu vanilie care a fost coaptă în mod delicat, a pus peste un biscuit, o bază de biscuiți digestivi cu unt și glazurate cu caramel sărat și cred că fudge ăsta, nu știu cum să-l traduc, dar spuneți voi că nu-mi vine chiar acum. Am mai luat tot pentru mâine cartofi gratinați cu roșii și brânză cu mozzarella și roșii. Ăștia au costat 9,99 lei. Sunt aici, cred că 4, da, și scrie mare pe cutie. Apoi am luat pudră de cor. Asta este pudră de cor. Nici de asta n-am mai văzut până acum. Avem pudră aurie și pudră rubinie. Este tot de tip spray. Nu știu, sau nu,
Nu știu dacă se pulverizează sau cum o să fie asta. A fost scumpișoară asta, 19 lei și 99 fiecare recipient ăsta de 10 grame. Dar, hei, o să fac niște prăjituri geniale cu ele, nu? Colorant pentru alimente, nu știu ce, nu știu cum, nu scrie despre cum se folosește. A nu se inspira pudra. Pentru o colorare uniformă, vă recomandăm să folosiți produsul la 15 cm de aliment. Deci, pe astea două abia aștept să le folosesc. Așa, deci trebuie să mai fac niște prăjituri. N-am uitat unde am rămas, am pierdut rândul. Chifle congelate. Astea sunt chiflele congelate pe care îmi doresc să le am tot timpul în congelator. Sunt ready to bake, adică gata de a fi gătite. Sunt precoapte, din ce mi-am dat eu seama. Le scot din congelator, adică scot câte chifle am nevoie, le pun în air fryer și în 10 minute avem niște chifle proaspete, calde și absolut delicioase. 9 bucăți au costat 5 lei și 99 de lei. Am mai luat o rezervă pentru deodorantul de cameră, Botanical Garden, African Vanilla. Treburile astea cu vanilie miros în general bine, ăsta a fost avantajos ca preț, 9 lei și 99. Am luat niște pâinici, chifle de toate felurile, printre care și o lipie, nu știu dacă le știți sau nu lipiile acelea, dacă nu le știți, urmăriți-mă, abonați-vă că o să vedeți niște sandvișuri cu ele, le cumpăr destul de des, un leu 89 este una, și alte feluri de chifle, covrigei ăștia mari cu sare și chimen, 250 de grame, au costat un leu și 99, și apoi ar trebui să rămână decorațiunile astea pentru prăjituri, din care am luat mai multe modele și nu le-am găsit. Decorațiuni crocante, 7 lei și 99 este bucata. Iarăși sunt mai scumpele, dar hei, nu e Crăciunul în fiecare zi, avem acești oameni de zăpadă și floricele și fulgișori, foarte drăguți, vedeți? Stați că așa ar trebui puse ele pe prăjituri și mi se pare că arată genial. Mai avem niște moși Crăciuni și avem încă niște moși Crăciuni din ciocolată albă și ăștia mi se pare că arată genial. Sunt 16 căciuli. Ce simpatici! Ia uite ce drăguți sunt! Jesus! Îmi pare rău că vă orbesc cu lumina, dar nu știu cum să fac mai bine de atât. Și mai avem niște bucățele de ciocolată de care, sincer, nu prea aveam nevoie, că mai am unele din cele primite din Olanda. Da, alea sunt mai mici, astea sunt mai mari, adică mă scuzați, vă rog. Da? Astea sunt tot pentru biscuiței. Din ăștia doi se va face un aluat de biscuiți genial. Am făcut unii zilele trecute, dar i-am făcut dintr-un aluat cumpărat de pe undeva, de pe la Auchan, cred. Dar tare bune au fost. Vă invit să vedeți clipul, cred că de Moș Niculae i-am făcut. Da, mergeți și îl vedeți. Haideți că nu știu ce să fac cu Kitty. Hello! Haide mă, stai cu fața, nu pot să o pun acolo. Nici nu prea am cum să vă răsucesc acum. Dar revin. Și dacă mai devreme am hrănit pisica, haideți să mai hrănim și alte guri. Dintr-o folie de foietaj o să fac niște pernițe, le umplu cu șuncă, tot de la Lidl, eu cumpărat-o aveam în congelator, de fapt, și cu mozzarella și atât. Și le împachetez și asta e toată treaba, o gustare delicioasă, să știți. Și din capetele rămase o să fac niște simple sărățele pe care le ung cu ou și le presar cu susan. Au ieșit bune treburile alea, așa de bune că s-au mâncat și n-am mai apucat să le filmez. S-a terminat și energia mea, s-a terminat și ziua. Nu o să vă mai spun nimic altceva. O să închei aici vlogul. Sper că v-au plăcut cumpărăturile de la Lidl. Chiar sunt mega, mega entuziasmată de acele
nu știu, decorațiuni pentru prăjituri, de fapt, că asta sunt și abia aștept să le testez. O să împărtășesc și cu voi, evident, aceste teste. Așa că stați aproape, dacă nu v-ați abonat, m-aș bucura să o faceți și dacă v-a plăcut acest clip, m-aș bucura să-i dați un like și vă mai aștept cu mare drag cu noi videoclipuri. Vă pup, pa!